Începând cu anul școlar 2020-2021, în sistemul de învățământ preuniversitar vor funcționa unități de învățământ cu statut de unități pilot, experimentale și de aplicație. Decizia a fost adoptată în ședința Guvernului de joi, 16 iulie, și face posibilă pilotarea politicilor publice cu impact real în domeniul educațional. Rolul unităților de învățământ cu statut de unități pilot, experimentale și de aplicație este de a pune în aplicare și de a evalua proiecte de cercetare educațională, noi modele curriculare și de carieră didactică în vederea fundamentării de politici publice la nivel național. Pentru anul școlar 2020-2021, lista unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa ca unități pilot, experimentale și de aplicație, se aprobă prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării până cel târziu la data de 15 august 2020. De asemenea, Ministerul Educației și Cercetării va aproba metodologia de înființare și funcționare a unităților pilot, experimentale și de aplicație. Aceasta va cuprinde 7 componente. Modalitatea prin care unitățile de învățământ preuniversitar pot solicita dobândirea acestui statut, criteriile de selecție, modelele curriculare și de carieră didactică, structura de personal și modalitățile de organizare a normei de muncă pentru personalul didactic și nedidactic, mecanismele de finanțare, mecanismul de monitorizare și evaluare, alte reglementări necesare înființării și funcționării, inclusiv regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități pilot, experimentale și de aplicație până la data de 1 august 2020. Hotărârea de guvern aprobată pe 16 iulie va facilita implementarea obiectivelor strategice ale proiectului România Educată, perceput de către societate ca prioritate critică, cu alte cuvinte, pilotarea unui nou model centrat pe oferta curriculară a fiecărei școli pilot în parte, în acord cu valorile, profilul absolventului, competențele cheie și ariile de învățare definite de Ministerul Educației și Cercetării.